Salutare și bine m-am regăsit pe canal. Revin cu un nou video din voliera porumbeilor. Le-am făcut curățenie. Am reușit să termin curățenia. Le-am băgat în nisip. Ia uitați cât de bine arată. Am făcut câteva modificări de așezare la ei. Păsările se prezintă foarte bine. Le-am schimbat mâncarea și le-am adăugat. Uitați, am mâncat tot ce era gras. A rămas porumb, floarea. Floarea nu mai e. Porumb, grâu și sorg. Așa. Le-am băgat niște vitamine de la Columbin One, care se bagă direct în mâncare, foarte bune. Și de când folosesc aceste vitamine se simt diferențele lor la păsări. Așa. Am început și cu un tratament, avem câteva noutăți. Noutățile au fost de data trecută, dar vom vedea ce mai dăm. Am început cu un tratament preventiv. Folosim din nou tricoxan. Imediat vă arăt. Asta e. Așa. 3 în 1. Nu e un produs scump, e un produs bun. Trebuie folosit de 2 ori pe săptămână și evităm orice problemă de tricomonoză, gen pentru respirație, pentru salmonella, care e foarte periculoasă și îi ajută. Mi se pare că mai are ceva, dar nu mai știu exact. Așa. Haideți să... uitați. Sunt blânzi, nu sunt sperecioși unii. Așa. Aici, după cum v-am spus, am băgat nisip, le-am făcut curățenie înainte. Aici am modificat. Am adăugat grătarele care le mai aveam, de le scosesem. Le-am pus jos, frumos, și am modificat. Am luat hrănitoarea de aici, am dat-o acolo. Le-am dat și lor. Pe lângă vitamine le-am mai pus și grit. Am două feluri de vitamine de la Columbin One. Unele sunt la găleată cu scoieși cu mai multe și unele praf, doar praf. Așa. Le-am băgat amestec. Le-am pus în mâncare, după aia ce a rămas pe fundul găleții le-am pus aici, în asta, ca să mănânce și separat, plus gritul lor pe care îl mănâncă. Așa. Păsările care le-am adus noi, uitați-i. Grizzly pe roșu, pe galben mai în spate, se vede. Mai am acea femelă acolo neagră, e un gris de pe negru. Le-am trecut și le-am băgat și la și aici tot așa vitamine. Arată foarte bine. Faptul că le-am făcut curățenie așa, gen, și am băgat nisipul, arată super. Sper să-i ajute și pe ei. Le-am băgat nisip pentru că începuseră să fie murdar pe picioare. Ei, într-adevăr, sunt și mulți. Și de aceea, dar e bine și pentru ei. Mai mănâncă și nisipul, îi ajută la digestie. Are mai multe calități. Vedem acum rezultatele. Dar na. Treaba stă bine. Păsările se prezintă foarte bine, sunt sănătoase, pot observa asta și după fiecare dată când le fac curățenie, mai ales sub grătare, găinațul se usucă, se curăță imediat, pe aici pe unde circulă e mereu, e mai complicat. Deci masculul ăsta de câte ori, ia fiți, să facem așa o probă, mă dau așa, dacă se întoarce, imediat intră în partea asta altă. Caută să-și ia cuib, caută să-și facă aici o boxă a lui, să-și ia o boxă și să cânte la cuib pentru femelă. Pentru că în zona asta, fiind mulți, este mult mai greu. Și fiecare pereche bătrână are cuibul său. Uitați roșu aici, cu coadă mare. Foarte bun.
un mascul reușit, un mascul care o să scoată. Bălțatul meu încă mai năpârlește, mai are, e frumos tare. S-ar putea la anul să intri cu bălțata care, uitați femeia grizzly, pe care am adus-o acum. Așa, sunt frumoși, prezintă foarte bine. Da. A, uite, aceea este femelă de anul trecut, achiziționată, foarte bună, pui buni. La anul o să intre cu un mascul cu coadă mare pentru a continua să dea cozi mari. Pentru că are posibilitate și e păcat să nu profit în acest sens. Așa. A, uitați. S-au liniștit după ce am terminat curățenia și au luat fiecare câte o cărămidă. Bine, aceea unde sunt eu nu prea stă, că na, le e frică, dar și-au luat. Mai stau și aici, că avem și aici o dignitoare pentru ei. Spațiu ar fi, cât de cât. Dar na. Ia uitați, aici avem un pui de indian, am lăsat ușa deschisă. Sau că am băgat-o cu mizerie, trebuie să curăț după. Ia uitați. Femelă de anul trecut, super bună. Păcat că anul ăsta nu prea are produs din ea, am scos doar un pui și ăla a fost cu guțanul ăla de sus de acolo și n-am reușit să profit, să văd ce poate să scoată, dar vom vedea la anul. Dacă va rămâne și dacă o voi da, unde voi da, o voi da, voi găsi, voi vedea pui. Nu e asta o problemă. Da. Bun. Cam asta e video. O să revin cu un nou video săptămâna viitoare când voi ajunge. Păsările care sunt aici în mare parte sunt de dat, în afară de indieni. Indienii care au rămas vor rămâne în continuare. Puii ăștia mici sunt de dat. Ăștia doi sunt ca și dați. Iar restul vor rămâne pentru anul următor. O să-mi încep un nou proiect. Mai ales ăștia așa albi cu coadă neagră. O să încerc să formez mai multe perechi de albi cu coadă neagră de indieni pentru a putea merge cu ei la evenimente. Și nu se știe, oricum, poate la anul peste 2 ani o să am și eu nunta și o să-i folosesc și la nunta mea. Bun, cam atât pentru astăzi. V-am spus, o să revin cu un nou video săptămâna viitoare.